În vara anului trecut, probabil nimeni nu lua în calcul Farul Constanța în lupta pentru titlu. Și spunem probabil nimeni, doar pentru că există și cineva care sigur gândea că echipa va fi prima, Gică Hagi. Antrenorul, conducătorul, creatorul acestei echipe, cel care nici nu își poate propune altceva decât titlul. Pentru el, finalul a fost unul așteptat. Rămânea de parcurs doar drumul. Drumul însă n-a fost deloc simplu, nici măcar pentru câștigătorul Hagi. Pentru mine sunt nebun ca să progresez. Am învățat asta de la Cruyff, am citit și sunt... Totdeauna vreau să progresez, să fiu mai bun, să citesc, să învăț de la fiecare, să iau de la fiecare. La noi în sport nimic nu durează mai mult de o zi. Parcurgem astăzi din nou drumul campionilor. Nu cel de după ultimul meci, cu trofeul mergând prin vestiar spre premiere, spre petrecere, spre centrul orașului. Parcurgem drumul complicat printre meciurile grele din Superliga din acest sezon. Se naște ceva bun aici, așa cred. Privind în urmă, realizăm și cât de importante pentru titlu au fost transferurile făcute în vara trecută de Farul. Băluță, Luis Munteanu, Nedelcu, Ali Bec, Mihai Popescu, Kiki au avut toți ulterior contribuție clară la performanța echipei. Sunt motivat și sunt ambițios să încerc să fac lucruri mari, să încerc să-i fac pe jucători să se simtă mari. Cred că asta e calitatea mea numărul unu. Cred că îi fac pe jucători să exceleze. Le-am zis că o să fac echipă mai bună ca anul ăsta. Cum ne-a zis Lulari, anul trecut, așa i-am zis. Când am fost în play-off și când am mai strâmbat, am mai călcat strâmb anumite lucruri, am zis că o să curăț vestiarul și o să fac un vestiar foarte bun care să la anul se bată pentru campionat. Farul a început bine sezonul. Victorie 2-1 cu FCU Craiova. Apoi au venit însă două egaluri, cu Chindia între timp retrogradată direct și Botoșani, care nu a prins nici măcar play-off-ul. După trei etape, Farul era pe locul al treilea. A urcat însă pe primul loc în etapa a șasea, în urma unei victorii cu Voluntari. Meciurile cu echipele grele însă abia urmau. Mai întâi, dubla lui Luis Munteanu a adus victoria cu CFR Cluj, 3-1. Apoi însă și primul mare eșec, 3-4 cu Universitatea Craiova, după ce constanțenii au condus cu 3-1. În etapa 11, Ali Bec își arată din nou clasa, în victoria 3-1 cu Petrolul. Iar turul se încheie cu 1-1 cu Rapid și primul loc, la egalitate cu CFR Cluj, ambele 34 de puncte. În retur, Farul ne arată chiar toate fețele ei. Reușește atât scorul campionatului, 8-0 cu Botoșani, cât și o înfrângere incredibilă, 0-4 cu Hermannstadt, în etape consecutive. Peste iarnă vin la echipă și Boli și Mateus, în schimb pleacă Torje, Benzar și Alexi Pitu. La reluare, imediat vine și eșecul usturător cu CFR Cluj. 0-3 la Constanța și Farul pierde primul loc. Deja din nou nimeni nu-i mai dădea vreo șansă să revină sus. Din nou, cu siguranță, cu excepția lui Hagi. În etapa imediat următoare, însă victorie incredibilă, pe modelul cum pierduse la Craiova. A fost 2-1 pentru FCSB până în prelungiri, când Farul a făcut 3-2. Acum, privind în urmă, pare un antrenament pentru finala campionatului, dar și o probă că Farul poate orice, oricând, oricum în acest sezon. După revanșa cu Universitatea Craiova din etapa a 24-a, Farul a revenit pe primul loc și n-a mai plecat de acolo până la finalul sezonului, chiar dacă au mai fost potigneli, inclusiv imediat un 0-2 cu Universitatea Cluj. Sezonul regulat se încheie însă cu un 2-1 în fața Rapidului și un punct în fața CFR-ului. Farul intră în play-off cu o victorie la limită cu Șepși, apoi vin meciurile complicate. Victorie cu Craiova în minutul 83 dintr-un penalti transformat de Larie. Apoi 1-2 cu FCSB pe Arena Națională în fața a 40.000 de spectatori. Bucureștenii se apropiau astfel în clasament, dar Farul s-a ținut bine. 1-0 cu CFR Cluj și 4 puncte avans în clasament din nou. Un incredibil 7-2 cu Rapid, dar și acel 1-1 cu Craiova, cu 30 de șuturi la poarta ale adversarilor. Atunci a apărut un eșec, care a adus-o și pe FCSB la mâna ei pentru titlu. Acum, privind în urmă, și acel punct pare esențial. Mai ales că tot atunci s-a produs și nebunia de moment a liderului echipei, Ali Bec, eliminat după un gest incredibil și suspendat la ultimele două meciuri decisive pentru titlu.
dar nimic nu se compară cu victoria din finala pentru titlu. La Constanța, cu un stadion plin, cu un oraș alături, Farul este condusă cu 2-0 în minutul 17 și vedem cum îi se scurge printre degete un trofeu de care a fost atât de aproape. Moment în care Mateus profită înainte de pauză de o ezitare a lui Târnovanu. Apoi Văruță face 2-2 și măcar prelungește speranța. Pentru ca totul să se încheie cu bine pentru Farul, cu golul lui Luis Munteanu în minutul 86. E duminica cea mai frumoasă din viață. Cred. Nu cred că s-a mai întâmplat vreodată. Dacă ar fi scris cineva un scenariu, nu i-ar fi ieșit atât de dramatic. Și niciun scriitor n-ar fi putut să descrie bucuria enormă a echipei lui Hagi înainte să o vadă. Dar nici tensiunea prin care a trecut regele, mai ales în ultimele zile. Nu sunt ușor de gestionat și cred că știți cu toții că nu sunt ușor, nu sunt o persoană ușoară, pentru că am exigențele mele, am lucrurile mele, mă aprind când intru pe teren, când sunt în afara terenului, nu mai mă vedeți, sunt liniștit, dar când vorbesc de fotbal sau sunt lângă fotbal, văd terenul de fotbal, deja sunt altul, mă transform, pentru că sunt foarte, foarte exigent. Dar Hagi știa. Poate nu știa că va fi echipa cu cele mai multe goluri marcate, cu cel mai bun pressing, cu cel mai bun joc, dar știa că echipa poate fi campioană. E ziua Constanței. Constanța e fericită, Dobrogea e fericită. Cred că așteptam momentul ăsta, atât eu cât și toți constanțenii, dobrogenii, așteptăm de când ne-am născut acest moment. E bine că l-am planificat, l-am construit cu toți împreună. Fiecare are rolul lui, fiecare a adus ceva care ne-a făcut mai buni și calitatea noastră a echipei, cred eu că în afară, cum am zis în vară, că are foarte mult talent și am avut noroc, foarte mare noroc, să semnăm jucători foarte buni în luna august, care ne-a completat echipa care era arătat foarte bine de anul trecut. Era important era să câștigăm, să vin cei mai buni. Cum e motoul meu, m-am născut să câștig, nu să exist.